Hei, salut, bine v-am regăsit! Numele meu este Andrei Vulpescu, sunt blogger de relații și autor. Așa cum știți, din când în când, așa săptămânal, de două ori pe săptămână, vă mai arunc așa câteva teme de discuție. Și astăzi m-am gândit la schimbare. Așa că sună tare asta cu schimbarea, toată lumea este cu schimbarea în gură, însă în realitate nimeni nu vrea să schimbe nimic. A, ba da. Cei mai mulți oameni vor să-i schimbe pe alții. Asta e sporul național. Lasă că-l schimb eu. Majoritatea femeilor vor să schimbe partenerii. N-am înțeles niciodată chestia asta și, evident, nici ele nu înțeleg un lucru elementar, n-o să-ți iasă. Sau, mai există o variantă, ca ăla să fie atât de docil încât să spună, da, mă, uite, mă schimb pentru ea. Hai să vedem ce-o merg, cum, ce-o fi, unde ajungem, știi? Și tu să ajungi la obiectiv, pentru că asta cu schimbarea partenerului este un obiectiv, da? Și să nu-ți placă. Să zici, bă, mai mult îmi plăcea ăla dinainte. Și să-l părăsești, știi? Nici asta nu e bine. Și atunci, treaba asta cu schimbarea ține tot de tine, ca și încrederea, da? Și ai nevoie, întâi și întâi, să-ți faci inventarul propriei vieți, dacă vrei să schimbi ceva. Că nu te apuci de nebun să schimbi dacă totul e în regulă, știi? Adică tu dacă te simți bine cu viața ta și ești, te apuci să schimbi. Nu merge, nu? N-ai niciun motiv să faci chestia asta. Și atunci, dacă simți că ceva nu e în regulă în viața ta, începi și faci inventarul și te uiți să vezi exact zonele alea unde simți tu că ceva nu e în regulă. Pentru asta trebuie să conștientizezi, trebuie să vezi în ce stare te afli. Faci frumos inventarul și zici, bă, îmi lipsește asta. Cum fac să schimb lucrurile astea? Păi mai întâi conștientizezi că ai lipsa asta, da? După aia începi și te documentezi. Te duci la cursuri, te uiți pe net la prelegeri, mai vezi cât un idiot ăsta ca mine care îți spune câteva chestii, știi? Mai bagi la cap, mai cauți un lucru, mai cauți un termen, te ramifici, capeți experiență și informații. Dar nu e suficient, pentru că faptul că ai informație nu înseamnă că te schimbi. De aici intervine partea problematică. Intervine acțiunea. Și aici avem o mare problemă cu oamenii, pentru că oamenii vor să schimbe ceea ce simt fără să facă nimic. Și nu merge. Este exact pe dos. Dacă vrei să ajungi să simți altceva, mai întâi trebuie să schimbi ceea ce faci. Iar prin inventarul ăla pe care îl faci, cumva îți construiești un tablou general. Înveți să vezi ce se întâmplă în viața ta, care sunt obiceiurile din viața ta, ce faci nașpa în viața ta, ca să poți schimba. Iar acțiunile duc la schimbare. Asta e ca faza aia că, știi, am ceva burtă și de luni mă duc la sală. Ok, bine, și marți deja te-ai lăsat de sală. Marți deja te-ai lăsat de sală pentru că te-ai dus la sală, ai murit acolo și te-ai dus și te-ai uitat în oglindă și ai văzut că nu s-a schimbat nimic. Păi nici nu o să se schimbe vreodată ceva așa. Schimbarea are nevoie de acțiune și are nevoie de timp. Trebuie să-i dai timp. Orice obicei se formează în timp și se desface tot în timp. Nu poți să-l faci așa. Și de asta noi ne tot luptăm și ne tot luptăm și ne tot luptăm cu realitatea noastră. Dar nu asta e cheia. Cheia nu este să stai să te lupți cu viața ta sau să te lupți cu starea în care ești în momentul de față. Cheia este să construiești un alt model. Iar pentru asta trebuie să știi exact ceea ce se întâmplă în viața ta. Despre asta e vorba la schimbare. Așa că hai să nu mai fluturăm treaba asta cu schimbarea, așa să vedem exact ce trebuie făcut. Că până la urmă, dacă vrei să schimbi, să nu te mai simți nașpa în propria viață, trebuie să schimbi ce faci. A sosit momentul să vă mulțumesc pentru atenție și vreau să vă spun așa. Subscribe la canalul meu, nu ezitați să share-uiți unde vreți voi și încă ceva foarte important, aștept sugestiile voastre, întrebările voastre, ideile de teme pe care să le dezbatem aici, astfel încât să facem o comunitate frumoasă, o comunitate de oameni care se dezvoltă, care încearcă să crească împreună, învățând unii de la ceilalți. Cam atât pentru acum, mulțumesc, ne vedem aici, pa!